Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou din București a fost astăzi în sărbătoare. Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit locașul de cult din centrul capitalei, care a trecut în ultimul timp prin ample lucrări de reconsolidare, reparații și restaurare. Prefericitul părinte Daniel a săvârșit slujba de târnosire a locașului de cult împreună cu preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, și preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Preasfințește biserica aceasta cu hramurile sfinților erari Spiridon al Trimitundei și Vistarion al Larisei, prin stropire cu apă sfințită și prin ungele cu sfântul și marme mir. Numele Tatălui, amin, al Fiului, amin, al Sfântului, amin. După ce a sfințit locașul de cult prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, Părintele Patriarh a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre importanța sărbătorii de astăzi, explicându-le credincioșilor de ce Sfânta Treime s-a descoperit treptat poporului ales. Sfânta Treime s-a descoperit treptat, pentru că mai întâi s-a descoperit poporului evreu adevărul că Dumnezeu este unul. Într-o lume păgână plină de zei, de Dumnezei, numai poporul ales a fost mărturisitor al unuia singurul Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului. Deci Dumnezeu în Vechiul Testament era înțeles ca fiind unul. Pentru a se păstra această credință în fața popoarelor idolatri care se închinau la o mulțime de zei în lumea greco-romană și la o mulțime de idoli. Însă chiar în Vechiul Testament există tainic unele semne că Dumnezeu cel unu, cel veșnic, făcătorul cerului și al pământului, este unul, dar nu e o singurătate veșnică. Pentru că dacă El este unul, singurătate veșnică, nu poate fi iubire. Ori lumea a fost creată din iubire. Și Dumnezeu este iubire în sine, ceea ce înseamnă că tainic, acest Dumnezeu unul, are o comuniune de persoane distincte în El. Dar aceste persoane sunt nedespărțite. De aceea Dumnezeu rămâne unul, chiar dacă este o comuniune de persoane distincte. Prefericirea sa a afirmat că Biserica Ortodoxă este Biserica Sfintei Treimi prin excelență. Biserica Ortodoxă este Biserica Sfintei Treimi prin excelență. Toate lucrările sfințitoare se fac invocând Harul Preasfintei Treimi. De aceea săvârșim lucrările sfințitoare, ca și această biserică, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, sau se sfințește biserica aceasta spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Toate sfintele taine, cu excepția spovedaniei, care este o fază pregătitoare pentru împărtășirea euharistică, încep cu formula binecuvântată, este împărăția Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Iar sfințirea bisericii începe cu formula slavă Sfintei cele de o ființă nedespărțitei și de viață făcătoarei Treimi. Deci totul se săvârșește în numele și cu lucrarea și spre slava Preasfintei Treimi. Așa se face că încă din secolul al III-lea, la începutul secolului al III-lea, un scriitor bisericesc, celebru, Origen, a spus că biserica este plină de Sfânta Treime. Pentru că în biserică noi toate cântările, toate rugăciunile le ritmăm ca și o respirație a unui corp viu, plin de Duhul Sfânt, prin formula slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Deci dacă noi slăvim pe Dumnezeu acum, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trebuie să trăim veșnic ca să îl slăvim acum și pururea
și în vecii vecilor. Cu prilejul Sfințirii Bisericii, Patriarhul României a acordat Ordinul Sfântul Ioan Gură de Aur pentru ierarhi preasfințitului Părinte Episcop Veniamin și Crucea Patriarhală Părintelui Vicar Patriarhal Ionuț Corduneanu. De asemenea, ordine și distincții au primit toți binefăcătorii locașului de cult. În continuare, preasfințitul Părinte Veniamin și preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul au săvârșit Sfânta Liturghie. Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou a fost construită între anii 1852 și 1858, în timpul domnitorului Barbu Stirbei, pe locul unei foste mănăstiri, și a fost sfințită pentru prima dată de mitropolitul Nifon Rusăilă al Țării Românești, în data de 8 noiembrie 1860.